Dragi fani ai sportului, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecoul Sportului. Vorbim astăzi despre Jeep Trial Cross, care și-a desfășurat deja prima etapă din sezonul 2015. Suntem alături cu trei invitați de marcă din lumea automobilismului, anume din această specialitate: Nicolae Carpă, vicepreședinte Jeep Trial Cross 4x4 Moldova, Vadim Vasiuc, pilot Jeep Trial Cross și autocross, cât și candidat la titlul de maestru al sportului, și pilotul Jeep Trial Cross Mihai Renache. Bine v-am găsit la Ecoul Sportului și vă aștept foarte des de acum înainte să auzim ruidul motoarelor cât mai des la emisiunea noastră. Bine ați venit! Avem și un material pentru a să intre și telespectatorii noștri în vâjetul motoarelor, să înțeleagă ce înseamnă Jeep Trial Cross, după care revenim și dezbatem această ediție doar cu motoare. Prieteni, mă aflu la Strășeni, aici unde, după cum vedeți, se desfășoară prima etapă a campionatului Jeep Trial Cross. Aproximativ 20 de echipaje și-au pregătit minuțios bijuteriile, adică mașinile, și se pregătesc să se dueleze pe panta abruptă. Fiți atenți, deoarece urmează un show de excepție. Frigul de afară nu a împiedicat sutele de spectatori să participe la marele eveniment Jeep Trial Cross. În etapa inaugurală din acest an au participat trei echipaje noi, dornice să se afirme și să-și etaleze bolidurile. Piloții au concurat doar la două clase, în categorie de până la 3500 cm3 și capacitatea cilindrică a motorului de peste 3500 cm3. Starea tehnică a mașinilor a fost testată pe traseul plin de denivelări și grope adânci. Maestria participanților a fost vizibilă, deoarece nu au lipsit ingredientele principale, cum ar fi viteza, virajele, salturile spectaculoase, derapajele, dar și mirosul de cauciuc. În acest sport, accidentele sunt inevitabile. Un astfel de eveniment a suspendat show-ul off-road pentru câteva minute, când la mijlocul unei curse roata mașinii pilotului a sărit, lăsându-l doar pe trei roți. Nimeni nu a avut de suferit, competiția reluându-și rapid cursul. Focuri de artificii nu au fost, dar gustul victoriei a fost sărbătorit prin savurarea șampaniei din cupele aurite. Uite că am ajuns la finish! Aceasta a fost prima etapă a campionatului Jeep Trial Cross. Următoarea rundă se va disputa pe 5 aprilie la Măgdăcești, iar sezonul competițional 2015 se va încheia pe 15 noiembrie lângă satul Vărzărești, acolo unde se va disputa cea de-a 6-a etapă, ultima din campionat. Așadar, o primă etapă a sezonului 2015 la Jeep Trial Cross Moldova. Cum a fost această etapă și dacă toate obiectivele puse în joc au fost îndeplinite, mai ales din punct de vedere organizatoric, Nicolae? Această etapă a fost una din cele mai frumoase pentru deschiderea sezonului automobilistic. Au fost peste 3.000 de spectatori. A decurs foarte bine. Avem piloți noi care au intrat care chiar din prima încercare au luat locul întâi. Se datorește faptul... Mieză și Vadim. Da, Vadim. Că se datorește faptul că este, cred că, maestria din autocross și dorim succesul lui. Da, mersi. Cum vi s-a părut vouă, ca și piloți, această primă încercare din acest sezon? Mihai. Putem să spunem că este o încercare cu un pas înainte. Este încercare frumoasă și așteptăm cu nerăbdare o nouă etapă, să mergem cât mai înainte. Vadim, prima încercare, prima lovitură în această competiție. Eu ca nou nouț în Jeep Trial Cross, adică mi-a părut o etapă foarte frumoasă din partea organizatorii, că a fost totul foarte excelent. Necătând la aceea că afară este luna februarie, a fost foarte mulți spectatori, timpul s-a uitat în partea noastră. Și ca prima dată mi-a părut foarte interesant și mi-a plăcut această etapă de Jeep Trial Cross, adică deschiderea sezonului. Ca tare, la noi timpul nu se uită așa. În partea noastră se uită invers, când plouă, când ninge.
Dar oricum, e, a fost foarte frumos. Da, când timpul e frumos, avem mulți spectatori, dar când timpul plouă și ninge, eu cred că e o cursă mai interesantă. Da, e o adrenalină mai mult. Atunci înseamnă că trebuie să avem poate tribune la, la trasee. Da, traseele noastre cam nu sunt prevăzute pentru tribune. Anume pentru că sunt cu denivelări sunt și cu în așa... Sunt cu denivelări și așa trebuie să te muți de pe un loc pe altul să vezi mai bine. Că te obosești să vezi una și aceeași mașină sărind. Mai schimb locul. Ți-ai luat farfuria cu frigărul și ai plecat în altă parte. Și pentru spectator este mai interesant salturile și gropile cele mai adânci. Dacă tot vorbim despre acest traseu, este unul tradițional în fiecare ediție de campionat se regăsește cel de la Făgureni sau la fiecare competiție încerca să găsi trasee noi pentru etape? Acestea pentru anul 2015 au fost programate 6 etape. Această etapă a fost prima dată testată anul trecut. A fost, pare mi se, etapa a doua și acest traseu a fost gătit cu 2 săptămâni înainte de a petrece această competiție. S-a hotărât să facem acolo și mă tin că era o sărbătoare la noi. Da, a fost o sărbătoare. Probabil se era ziua lui domnul Victor Bocan, da. Ziua lui Victor și am făcut așa o cupă, o etapă care nu se înscria în... Neoficială. Am solicitat federația ca să o înregistreze ca oficială, ca o etapă adăugătoare și am făcut un traseu, vă spun, în 2 săptămâni era gătit și traseul și sponsorii și invitați. Atunci era peste, nu era ca acum, 3.000, cred că în jur la 1.000-1.500 de spectatori erau. Și echipaje erau, nu, 20, cred că atunci au participat, mă tind, pare mi se, 12-13 echipaje. În orice caz au fost 3 clase, acum au fost 2 clase. În 3 clase, pur și simplu, erau mai mici mașini și sovietici. După iarnă s-au defectat mult. S-a hotărât la Strășani să faci atac, la Strășani nu a fost niciodată făcut. Era interesant la lume să vadă acest show de motoare. Show de motoare, auzându-le de departe. Noi, pur și simplu, avem în Strășani avem 2 piloți, onorifici, este domnul Mihai și mai avem domnul Victor Bocan, care este băștinaș de acolo. Și domnilor, practic, deoarece domnul Mihai face parte din Asociația Silvică. Întreprinderea silvică, Strășeni, cunoaște locurile foarte bine și anume a propus acest traseu dumnealui, deoarece acolo se antrenează. Și făcând acolo câteva ieșiri, noi am hotărât tot și rămâne acolo. Am umplut atunci un bazin de apă. Data aceasta nu s-a primit, că nu s-a reușit... Nu a fost disponibil timp. Influențează fel de factori, că n-am știut cum a să fie vremea. Am așteptat acest traseu, l-am ales, nu este unul din cele mai grele, dar l-am ales din partea aceea că este pentru orice fel de timp. Dacă ploua tare și era răzmâia tare, treceam. Dacă ningea, treceam. Dacă iusca, treceam. Că sunt trasee mai complicate, cu denivelări mai mari. Acest traseu este, ca cum să spun, jumate trial, nu, o treime trial, restul e mai mult de raliu. Raliu. Dar oricum este cu curbe, este cu denivelări, să adâncesc urmele la mașini și mașinile poate să se inverseze, poate. Spun că este un traseu interesant și pentru populație, că ajunge cu mașina până la traseu. Vine, nu se... Nu este complicat ca să meargă mult pe jos? Să meargă pe jos, da, este la șoseaua principală până la traseu, da. Și în sfârșit, în acest an, noi am ajuns la nivelul acela ca să putem să dispunem la pentru spectatori și un catering, o mașină de cafea, aceleași WC-uri care de obicei la cursul noastră Jeep Trail Cost cam leacă este mai dificil, că este o locație undeva pe lângă, unii nu trăiește lume. Aici s-a desfășurat în împrejurile unei ferme, unde puteai să te duci să bei și apă, chiar și potabilă, neavând bani să cumperi de la agenții economici. În orice caz, prețurile au fost foarte flexibile. Am avut și în afară de Jeep Trail Cross, am invitat și Asociația Cascadorilor din Republica Moldova, care a oferit show cu campionatul deschis la aruncarea cuțitelor și copiii s-au distrat. Am avut fel de concurs pentru copii. Oamenii vineau chiar și la picnic. Organizau picnicuri în prejurul campionatului, că este o zonă cu o panoramă foarte bună.
Înseamnă că ați fost ca și în gaz de la Mihai, s-a simțit ca acasă Mihai pe acest traseu. Mihai s-a simțit ca acasă, dar rezultatul nu a fost ca acasă, deoarece dumnealui, având o capacitate cilindrică mai mică la motor, a ales să participe în clasă cu capacitate mai mare. Sau a dorit intenționat să nu prindă un loc pe podium, să nu spună că am venit la mine acasă, eu am propus concursul, eu l-am câștigat. Nu, dumnealui este un pilot care tinde spre victorie. Asta el, dacă el s-a îngătățit problema în cazul dat. Și oricum, locul 3... Încet sperăm la ceva mai frumos și mai interesant. Timpul o să arate totul. Care este experiența voastră în Jeep Trial? Clar că Vadim este la prima încercare în această competiție. Tu, Mihai, de câte ori ai participat? A treia oară. Eu particip, da. A treia oară particip. Prima dată am participat la Măgdăcești. A fost prima dată. A doua oară a fost la Strășeni, când a fost a doua etapă. Și acum a treia oară tot la Strășeni, când e prima etapă s-a desfășurat. Înseamnă că n-ai participat la un sezon întreg, să fii la fiecare etapă a fiecărui sezon. Nu am participat, deja nu sunt de mult în club. Adică de când am intrat în club, de atunci am început să particip. Mie îmi place de mult zgomotul motoarelor și mașinilor puternice. Sunt și vânător și mai mult mașinile și pentru vânat și pentru, totodată, pentru Jeep Trail Cross. Acum mergem spre o tendință, piloții construiesc boliduri, anume pentru sport. Până acum, dacă oamenii se atârnau alea că nu merge vorba, nu chiar serios, el vrea să aibă o mașină care se poate, cum spune domnul Mihai, și la vânătoare, și la lucru, și cu copiii, la distracție. Acum de-am întindem spre aceea, fac boliduri cu putere mai mare, cu cauciucuri mai extremale, cu traliuri, cu fel de fel de inovații pentru raliu. Și aceste mașini se aduc pe la fete, nu vin cu... Ele au pașapoarte tehnice care sunt eliberate de Federația Automobilism Sportivi. Fiecare pilot își face licență și ocupă locuri mai mari. Exemplu, avem domnul Ion Costu, care cumpărându-și, având o mașină sovietică și văzând că nu îi ajunge putere, dumnealui, eu nu știu, a mai scos din casă niște bani și a luat într-adevăr un bolid aproape gătit, aproape, care l-a mai modificat și de atunci se primește că în anul 2014 a luat titlul de campion, având experiență și având făcând practic cât mai des. Dar că tot vorbim despre aceste licențe, care este practica la Federația de Automobilism? Fiecare pilot trebuie să vină cu mașina lui, să-și înscrie mașina, trebuie să treacă și o verificare tehnică, dincolo de verificarea care a trecut-o la organele de stat? Nu. În primul rând, ca să te înscrii în cursă, de obicei se practică ca prima cursă, un pilot poate să-și cumpere licență, nefiind în club, pentru a încerca. Pentru asta el are nevoie să dispună de un automobil cu tracțiune integrală, să fie omologat cu standardele cu care se acceptă de a intra în de a omologa, da, Vadim? Da. Pentru a intra în cursă, să dețină permis de conducere, pașaport tehnic, să fie el proprietarul mașinii date, să aibă certificat medical de la centrul atletic, AtletMed, unde se gătesc toți sportivii din Moldova, care nu importă că este fotbalist, că este boxer, este... Și să... Altceva ce? Licență de pilot. Da, licență de pilot, carta de control a avariilor și pașaport tehnic sportiv, în care se menționează dacă mașina are careva modificări, abateri de la standard. Și cam asta e tot. Și să aibă practică. Oricum, orice pilot înainte de a ieși la traseu este verificat dacă el poate merge. Poate să aibă zdiții o mașină cu tracțiune integrală, dar să se inverseze după prima cotitură. Și atunci, dumneavoastră vedeți că noi avem tare mulți pictori care șed lângă traseu. Omul, așa e moldovanul, nu poți să-l ferești. Om bun, dă-te 5 metri mai... Am stat și acum, ca o roată de la o mașină, pur și simplu s-au rupt planetarele, chestii, și puteau să fie răniți, da? Cu ajutorul Dumnezeu s-a trecut peste asta. Trebuie să mai completăm, adică înainte de a ieși la traseu mașina, trebuie și revizia tehnică, chiar la fața traseului. Asta atunci, da. Chiar înainte să înceapă competiția, la fiecare etapă. La fiecare etapă, fiecare mașină trece revizia tehnică.
fix așa și pilotul, având chiar certificat medical, îl trece controlul medical înainte de cursă. Și dacă este nevoie și se observă că pilotul are abateri pe comportament, se poate repeta acest control după fiecare curs, după fiecare cerc. Deci nu poate să fie în stare de ebrietate sau consumând alt fel de substanțe. Sportiv și oamenii se atârnă în serios. Cu ebrietatea nu. Este vorba de tensiune. Este vorba de că vă pare, este nu e tare mare traseu, e un kilometru, dar unde adrenalina poate să depășească foarte, foarte tare normele și este un organism, este un factor uman. Dacă este depistat că e necesită de îngrijiri medicale, este pe loc permanent prezent medicul de prim ajutor. Sunt prezent salvatorii pentru servicii de descarcerare și pentru asigurarea ordinei publice, de obicei cerem cel puțin un echipar de poliție de patrulare și 10 colaboratori de poliție pentru asigurarea ordinei publice, deoarece văzând un om în formă, altfel se comportă. Chiar și cine i-a servit chiar un pahar de vin din spectatori, stă la locul lui și nu face mare zară. Ce boșă! Dar ați avut și situații în care spectatorii să intre chiar pe traseu, să creeze, nu știu, situație de, dacă nu de accidente, cel puțin să incomodeze piloții? Am avut așa o situație la Soroca, eu țin minte, domnul Mihai să mai adauge poate ceva mai, la Soroca, țin minte, în 2013, a ieșit o doamnă pe așa niște tocuri și pe traseu și nu știu, cam toți uitau cum vine echipajul și nimeni nu se uita la doamna aceea. Deci se uita la doamna aceea și uita de echipaj. Și când colo peste dânsa mai nu s-o... Chiar și aceea și ordinea publică se uita cam nu unde trebuiește. Și pilotul a fost nevoit să oprească și dumnealui i s-a dat voie să pornească cercul. Să facă un restart. Dar după aceea am năcăzuit domnișoara dată, suindu cu același pilot și dumnealui a arătat profesionalism. După aceea a spus, s-au făcut prieteni, acum prietenesc cu familiile. Să vorbim și despre caracteristicile traseului. Ce trebuie să aibă un traseu dacă la toate cele 6 etape sunt aceleași distanțe, dacă se, nu știu, toate caracteristicile însăși, pante, câte pante, curbe, dacă contează toate aceste detalii, curbe la stânga, la dreapta. Noi avem trasee, noi de fiecare dată ne stărâm traseele să le schimbăm. Exemplu, pentru Strășeni noi nu prea avem apă și aducem apa, de exemplu, cu utilajele corespunzătoare. La Măgdăcești, când să avem etapă pe data de 5 aprilie, vom avea o etapă, acolo este, ne permite la lanșaft, este și râu, sunt și pante în loc, sunt și copaci. Este un loc mai traseu e într-un loc mai strâns. De exemplu, la Strășeni este mai înșurat. Publicul poate, poate vizionat de mai departe. Dar la Măgdăcești, unde se decurge? Compact. Este compact și este un lanșaft, de exemplu, ca la Orhiei Vechi, ca la Butuceni. Tot se vede ca în palmă. Pentru noi traseul este și mai interesant când este și apă, este și noroi. Altă adrenalină este la noi. Treci prin toate stările. Prin toate, da. O mașină e mai dotată pentru uscat, pentru uscat merge mai repede. Unde este apă, de exemplu, preferă să predomine mașinile cu diesel. Mașinile cu diesel sunt mai altfel, ele chiar dacă nimerește apă, nu are unde nimire apă. Ele au șnorchel, ieșiri anume pentru a trage aer din afară. Dacă e mașina benzină, unde este scântie, el se udă și gata, se oprește. Vadim, cum ai văzut tu acest traseu, vin cu această experiență din autocross? Și dacă a contat pentru tine experiența din autocross să te impui în Jeep Trial? Cum a spus Nicolae, traseul a fost un pic mai spre rallycross decât pe Jeep Trial. M-a ajutat într-un fel, pentru mine a fost ușor într-un fel traseul. Eu nu știu, la alte trasee cred că va fi un pic mai greu sau va fi mai ușor, nu pot să vă spun acum. Acest traseu mie mi-a plăcut că a fost momente unde eu m-am simțit foarte liber pe el, adică am putut să
experiența mea să o folosesc în autocross, o folosesc în Jeep Trail, adică după care și rezultatul a fost. Eu fiind în cercul ăsta de piloți, care este de Jeep Trail Cross și Vadim a fost ca un fel de scânteie, un fel a reanimat tot piloții. Până acum, dacă piloții au relaxat, nu și-au... aveau mașini dotări la mașini care de anul trecut. De când a fărut Vadim Pasiuc, băieți au început să mai miște altfel. Și spune lui Vadima și transmite, este un prieten de-a tău, ca tare cred că tot eu am contribuit la cei ca el să vină în Jeep Trail, noi comunicăm foarte des, eu permanent sunt prezent la campionatele lor, permanent cu ajut cu ce pot, și băieții spun, transmite lui prietenul tău să gătească la astele, că mașina lui este la benzină, lasă-o gătească, lasă vedem, a spus că aici, bun, a fost raliu. Vedeam ce facem mai departe. Deja la Măgdățești este traseu cu apă. Atunci o să vedem ce o să facă mașina și care nu este gătită cu pneuri de noroi. Să ajungem și o să vedem. Însă cunosc piloții traseele dinainte, adică cele 6 trasee care sunt în aceste 6 etape ale campionatului sunt cunoscute de piloți. Când vine pilotul și depune actele, să-i spunem așa, că va participa în competiție, știe ce l-așteaptă în cele 6 etape? Sau totul ele se surpriză de la etapă la etapă? Știe doar locația, dar nu știe cum arată. Noi de obicei facem antrenamente. Orice sunt, de exemplu, în cursa dată am avut 3 piloți care erau începători. Ei, cu propria... Noi avem 2 zile de gătit. Prima zi noi gătim traseul și cine dorește face antrenamente. Eu avem piloți noi care au venit în prima zi. De exemplu, domnul Cvasiuc, el îndată a intrat pe traseu și n-am mai testat. A făcut un cerc de recunoaștere, a traseul și a stat. Și la doilea a câștigat. Da, dar avem alți piloți care în ziua de sâmbătă, cam de dimineață până în seară, au ars câte un rezervoar, poate chiar și 2 rezervoare de combustibil. Asta e. Și totul este spre binele pilotului. Să vadă ce poate el la traseu. Traseul nu este chiar așa de simplu. Mergând pe trasă de asta și pe trasă de cu pante, cu abruptici, cu noroi. Este de diferență între una și alta. Pilotul simplu, simte mai sigur după ce face același traseu de câteva 10 ori, el știe că la cotitura asta trebuie să schimbi viteza în mai mic, în mai mare, să accelerez. Oricum, orice antrenament este în limba rusă, o ucenie, mate... Zăznanie. Este un fel de zicală, căci antrenamentul este un fel de... Faci antrenamente, cunoști mai bine. Este o dovadă de a cunoaște mai multe. Nu sunt prea puține etape, doar 6, nu vă doriți mai multă adrenalină să aveți parte, cel puțin o dată pe lună, deci din 12 luni, măcar 12 etape pentru un campionat național. E foarte costisitor, cred că în ziua de astăzi să organizezi 12 etape anual. În primul rând, piloții cred că nu-și pot permite toți să întreții mașinile. Într-a doilea rând, partea organizatorică, iarăși sunt cheltuieli foarte mari, adică sume enorme de bani. Sponsorii la Moldova cam nu prea sunt deloc, aș spune. Scârți din instare. Da, și la moment cred că e destul. Adică 6 etape sunt pentru a petrece pentru un an, și sunt destule ca să calculeze punctele pentru tot anul 2015. La moment, dacă ar mai fi ceva sponsor și Federația Auto ar fi cumva sponsată sau finanțată de stat, ar fi altfel. Federația ne-ar ajuta și am face mai multe etape și ar fi mult mai ușor ca să redăm motosportul e un fel de, nu știu, o nouă viață, aș spune așa. Pentru că ar fi mult mai util și pentru piloți care aveau o practică mult mai avansată, pentru că una este antrenamentul, altceva este o etapă de competiție, plus spectatorii avea parte de această adrenalină. Dacă ați avut 3.000 de spectatori în luna februarie la Strășeni, cu siguranță în vară, când este caldă, cum ați spus că au mers și cu corturile, ar fi și pentru o familie să fie ceva genial să meargă să privească ideea o etapă de Jeep. Pentru anotimpul de vară, noi am prognozat mai mult în calendarul federației. Noi, pentru Jeep Trail Cross, am selectat perioadele iarnă, primăvară,
și perioada de toamnă. Căci vara noi le-am dat preferință la sporturile pentru sezonul cald. Unde este slalom, unde este karting, unde este autocrossul. Căci spectatorii noștri mai mult pe noi ne interesează gloda. A nostru sport este un sport murdar. Dar cu adrenalină poate chiar și mai mare decât în celelalte sporturi. Că acest sport, când te cobori în vale, vezi doar pământul. Când te cobori, ridici pe o pantă, vezi doar cerul. Este ceva extraordinar. Asta e. Pentru noi timp nu există. Că plouă. Noi ne bucurăm dacă înainte de curs plouă cu 3 zile la rând. Asta este... Mai ales pentru organizatori. Nu, pentru organizatorul ăla că e mai greu, dar oricum ne descurcăm noi. Principalul o să fie finanțare. Dacă este finanțare, avem la moment niște sponsori care ne sponsează, anume clubul nostru, având, dar clubul nostru se primește că doar clubul nostru are așa o finanțare cât are toată federația. Noi de la niște sponsori, de la niște agenți economici care permanent ne susțin, avem o sponsare pe an, cât este suma sponsorii din partea ministerului, din partea statului, a întregii federații de automobilism, între 17 cluburi, din banii cei care sponsorează ministerul, acești bani ajung doar, probabil, pentru cupii la unele clase unde nu sunt sponsori deloc. Noi ne străduim să atragem sponsori cât mai mulți. Vom discuta mai departe despre sponsori și despre ce ajută ministerul, mai ales că avem și un ministru nou al sportului în Republica Moldova, dar înainte de aceasta vom vedea și alte declarații, cât și care sunt câștigătorii acestei prime etape Jiptrial Cross Moldova. Luptă strânsă în etapa inaugurală a campionatului Jiptrial Cross. Cele 20 de echipaje au demonstrat clasă în cele 3 tururi pe care le-au avut de parcurs pe traseu. Pe care în parte s-a evidențiat prin viraje, salturi și desigur viteză. Într-un final, în categorie de până la 3500 cm³, s-au evidențiat Ghenadi Bacalâm, locul 3, cu un timp de 6 minute și 99 sutimi de secundă, precedat de Ion Postu, ocupantul locului 2, cu un rezultat de 6 minute și 10 sutimi. Locul 1 a fost ocupat de un novice în această competiție, Kvasiuk Vadim, cel care a participat pentru prima oară în campionatul Jiptrial Cross, obținând cel mai bun timp din ambele categorii, 5 minute 53 de secunde și 86 de sutimi. La capacitatea cilindrică a motorului de peste 3500 cm³, pe podium a urcat Mihai Enache, cu timpul de 7 minute 15 secunde și 23 de sutimi, fiind precedat de Alexandru Hâștioagă, clasat pe locul 2, cu un rezultat de 7 minute 4 secunde și 29 sutimi. Locul de frunte a fost ocupat de Sergiu Rață, acesta având un timp de 6 minute 18 secunde și 72 sutimi. Câștigătorii au primit cupe, medale și cadouri. Cei mai rapizi piloți ai acestei etape ne-au împărtășit din emoții și din bucuria succesului. Competiția de astăzi totuși a fost interesantă. La un moment s-a sfârșit totul cu bine, fără defecte serioase, fără accidente, totul a fost ok. Necătând că suntem încă în luna februarie și afară totuși este un pic frig, a fost foarte mulți spectatori și organizația a fost, cred că, la 100 dintr-o 100. În general mă simt foarte bine, când ești un câștigător atunci e excelent, emoțiile sunt la maxim. Traseul nu mi-a părut greu, într-un fel, cu fiecare curs am mers tot mai bine și mai bine, deoarece am înțeles ce înseamnă Jeep Trail și de aia s-a primit foarte bine. Viitorul apropiat urmează autocrossul, care este pentru primul loc la mine și dacă totul va fi bine, cred că o să particip și în Jeep Trail mai departe. Cursa a fost relativ dificilă, am avut noroc de un timp frumos, după cum vedeți astăzi, n-a plouat și, bineînțeles, mașina mea cel puțin nu s-a defectat. Ca de obicei, aici la Strășeni, pentru a doua oară, unii spectrice această cursă, sunt suficienți spectatori. E un sport pentru adevărați bărbați. Îmi place tehnica, îmi plac mașinile mari. Este destul de costisitor, în principiu, și dacă sincer, probabil că nu tot poți să-și permite un asemenea sport. Următoarea etapă se va desfășura pe 5 aprilie la Măgdecești. Am revenit, așadar suntem în studio, vorbim în această seară despre motor sport, despre Jiptrial Cross Moldova, s-a desfășurat prima ediție la Făgureni. Ce alte rechizite sunt necesare pentru a participa la acest campionat? Vârsta contează?
La categoria noastră de Jeep Trail Cross contează vârsta? Eu cred că totuși este o vârstă de când ai un permis de conducere. Căci la așa o mașină nu poți să ajungi la pedale, la... Este o mașină mare. Vârsta, eu vă spun, cam de la 18 ani, probabil. Deci o pregătire, trebuie o pregătire să o ai, ca să ieși la un traseu. Un traseu este dificil de la un începător. Sunt oameni chiar mai puternici, cam câteodată mai scap volanul, dar ne vorbim de un adolescent care poate să facă un accident, nu din cauza că nu are, din cauza că nu a putut ține doar același simplu volan. Poți să participe fete în această competiție? Fete, la noi, cam în fiecare an avem multe propuneri. Eu, de anul acesta, intru la voi în club, ați plătesc cotizațiile, ați fiu pilot de gen feminin, ați fiu primul pilot și tot rămâne cu vorba. Sperăm că la etapa a doua, de obicei, cred că soții nu mai permit, că este un colectiv de bărbați, avem peste acum, la moment, peste 84 de echipaje care intră în club. Nu dintre care participă, da, de obicei participă permanent, în permanență participă 20 de echipaje și de la etapă la etapă mai apar piloți care le place acest sport și intră permanent în curs. Piloții sunt obligați să participe la toate cele 6 etape sau se pot retrage când nu mai au, nu știu, susținere sau pleacă din țară sau condiții medicale? Fiecare pilot singur decide. Dacă este el un sportiv și vrea să aibă, la sfârșit de an se face un total de punctaje și de la fiecare etapă, dacă asta la o etapă va participa, la alta nu va participa, pe urmă iar va participa, pe urmă iar nu va participa, sumar a să iasă cu puncte mai puține. De obicei se ocoate punctajul din 6 curse făcute, o cursă care este cu timpul mai rău, mai scăzut, este pur și simplu ștearsă și a făcut totalul din 5 curse consecutive. Pilotul este obligat să facă 5 curse. 5 curse din 6. Una poate chiar pur și simplu să renunțe. Să ignoreze. Să ignore și n-a să aibă penalizări la sumă. Chiar dacă un pilot câștigă 4 etape consecutive, dar nu participă la ultimele două, înseamnă că nu poate să câștige campionatul național. Neavând a cincea cursă. Nu, asta e locul, nu, asta e podiumul din 3 locuri, dar asta e locul 5, 6, 7, după punctare. Nu, corect. Dacă ai 4 etape, locul 1 și ceilalți adversari sau... Tu poți să devii și pe locul 1, poți să vii, adică... E, tot depinde de punctajul la alții piloți, adică se calculează, adică nu... Sumar. Nu mai are niciun gap, nimic, adică 4 etape cu locul 1 sunt 4 etape, adică suma la 4 etape... Exact, deci nu este un regulament în care să fie stipulat 5 etape obligatorii pentru a obligatoriu putea să... Nu-i. Voi verifica eu că de acest an eu să chiar și în federație sunt numit șef pe comisia de reglementare și a să ridic toate regulamente și a să vă pot răspunde la întrebarea aceasta, eu cred că peste 2 săptămâni. Probabil pe Vadim îl interesează cel mai mult, el mai câștigă încă 3 etape. Noi să-i strângem lui pe ulițele dacă... Mai multă apă la etapa la Măgdăcești. Da, vă rog frumos chiar. Multă, multă apă. Multă. Cât este de costisitor să fiți piloți în Republica Moldova? Pentru că știm din sportul profesionist, auto, fiecare are un club, are mașină, are susținere, are garaj, atelier, foarte mulți mecanici, medici, psihologi și așa mai departe. Se întâmplă asta și în Republica Moldova? Da. Eu pot să spun că da. Pentru Jeep Trail Cross, adică nu am cheltuit mulți bani, mașina am împrumutat-o de la un prieten chiar, adică motorină. Probabil nu l-ați căutat bine pe Vadim, trebuia să aibă mașina proprietate personală. Nu, este no, am o procură, nu e problemă. Adică cu actele tot în regulă, cu licența tot fix așa. În schimb, la doilea sportul meu, la autocross, am dețin și un garaj și 2 mecanici și foarte, foarte multe chestii, trestii care fără ele, adică nu mă descurc. De costisitor e foarte costisitor, e foarte scump, adică motosportul are cerințe mari de bani, de piese performante, adică la un moment ca să devii un campion trebuie să ai o mașină performantă, ca să ai o mașină performantă
Este costisitor. Este foarte, foarte mult de lucru, adică foarte multe piese trebuie, foarte mecanici, foarte inteligenți și deștepți care să știu ce fac și cum fac, adică este un, eu aș spune că autosportul este un sport de echipă, adică eu ca pilot nu hotărăsc nimic, adică dacă eu nu am un mecanic bun, adică nu am cine să mă încurajeze bine, adică eu ca pilot nu rezolv nimic, adică tot câștigurile se datorează unui colectiv, adică așa aș spune eu. Însă avem în Moldova atât de multe colective și cluburi care să investească atât în piloți cât și în mașini și în mecanici? Sau sunt mai mult pe entuziasmul vostru personal care vă creați propria mașină, aveți proprii mecanici, propriul atelier, însă nu investește altcineva în voi? La moment cam așa și este. La mine e entuziasmul meu, adică sunt mecanicii mei care plătesc tot eu, e atelierul meu, mașina mea, adică absolut fac tot din propria mea voință și din pentru a ajunge undeva departe, adică îmi place foarte mult. Am chiar și clubul meu sportiv care este creat în mine însuși acum 2 ani deja. Însă nu ar fi mai corect să avem parte de cluburi auto care să investească așa cum se întâmplă în marele competiții? Să luăm un exemplu doar din Dakar sau din Formula 1, în care fiecare echipă vin cu propriul monopost, cu mecanici, cu întreg arsenal de echipă. Dar să spunem așa, țările cele care participă în Dakar, ele au manufactură, o producere de automobile, o producere de... La noi, la Moldova, ce plin? Nu, tot e bazat pe import. Chiar aceleași piese, chiar la o mașină japoneză sau la o mașină mică. La o mașină japoneză, aflându-te, sau la o mașină europeană, poți să găsești piese mai greu ca la o mașină care este în state. Sunt niște greutăți. Și plus ceea ce cu situația politică în țară. Nu ne favorizează tare. Că miniștri schimbă de 2 ori pe sezon. Pe sezon, da. Mai multe schimbări de mine și decât etape. Da, și vinind fiecare om nou este ceva nu-i favorabil, pentru că omul o iei la început. Sperăm la noul prim-ministru, care cândva a fost tot un pilot de altă formulă, tot este un dar poate anul acesta vom avea careva schimbări în sportul auto, careva finanțări, careva ajutor, nu știu de ce nivel, dar să fie mai ușor, mai simplu de făcut acest sport. Avem și un material video tot de la acest turneu, prima etapă Jeep Trial Cross, să vedem ce spun și piloții despre aceste prețuri costisitoare și întreținerea mașinilor. În prima rundă a campionatului Jeep Trial Cross s-au duelat 20 de echipaje. Din discuțiile cu piloții am aflat că succesul are la bază aptitudinile personale și că nu este întotdeauna direct proporțional cu bugetul alocat. Poți să ai sute de cai putere și un staff tehnic de 10 oameni și să ieși pe ultimul loc, la fel cum poți fi talentat cu o mașină mai modestă și să învingi boliți de 10.000 de euro. Pe lângă investiție și concentrare, sportul motorizat înseamnă și un dram de noroc. Luând în considerație că prima etapă al clubului Jeep Trial Cross pentru anul 2015 a trecut foarte fain, au fost mulți participanți noi, ceea ce ne bucură. Luând în considerație anul 2015 sunt foarte multe mașini. Clar, sunt pregătite și sunt 50-50, dar au arătat rezultate foarte bune. Asta încă o dată arată că tineretul în ziua de astăzi adică are o ocupație. Pentru a face așa o mașină nu e nevoie ca să implici bani foarte mulți. În cazul dat, totul depinde de clasa în care particip. Adică la noi sunt tot 3 clase de participare și pentru fiecare clasă mașina trebuie să fie pregătită după anumiți parametri. Se poate participa chiar și cu o mașină simplă, de exemplu și reprezentat chiar și Lada Niva sau UAZ sau alte mașini mult mai pregătite. Poți arăta un rezultat și cu o mașină nepregătită. Dar totul depinde până la urmă de maestria pilotului. Am în vedere garnitura dintre volan și roate sau pedala de gaz. Adrenalina și extazul din timpul unei curse sunt incomparabile cu orice sumă de bani și fiecare cheltuială făcută merită din plin.
Piesele mașinii nu rezistă la prea multe curse, unele cedează chiar în timpul turei, dar asta nu împiedică pe pilot să participe la fiecare competiție organizată sub egida Federației de Specialitate. Pasiunea este imboldul care îi determină să treacă orice obstacol. De la an la an, numărul echipelor se mărește, iar acest lucru este îmbucurător pentru toți iubitorii sportului pe patru roți. Organizarea este la nivel, traseul este destul de pregătit, nu cred că este cel mai complicat traseu. Ne stăruim să facem față la cele obstacole care sunt puse pe traseu și tindem spre ceea ca să fim campioni. La această etapă participă foarte multe echipe. Este organizat foarte, foarte bine. Un traseu interesant. Unicul lucru este că coridorul de trecere este foarte îngust. Și când merge vorba de o mașină cu o bază mai lungă, este cu mult mai dificil de a trece fără ca să dobori acești țăruși, dar în rest este destul de ok. Este organizat, avem și porțiuni de traseu unde putem merge la viteză, este porțiune unde mai dificil, adică trebuie maestria pilotului unde este necesară. Trebuie investiții, adică nu mici, destul de mari. Dacă se repară bine cu piese bune, printr-o off-road, reparăm două ori pe an, poate. Foarte bine pregătită, eu consider complicată traseul, dar rezultatele care le-am obținut sunt foarte mulțumit. Este costisitor, dar, mă rog, fiecare după buzunarul lui, după cum vedeți, au și transporturile date. După fiecare competiție o reparăm. Începând starea tehnică a mașinii, ieșirea la teren, asta e, cred că și sănătatea, fiindcă e foarte important să fii un om sănătos, să nu se întâmple ceva în parcursul cursului. A fost un început foarte interesant. Traseul de la Făgureni a fost modificat, foarte multe modificări are și este un traseu, la părerea mea, cu mult mai greu ca data precedentă. Este foarte costisitor, este un sport care cere multe cheltuieli. Am revenit în studio, v-am întrerupt, vorbeam despre sponsor, despre sponsorizări, despre câți bani alocă statul Federației de Automobilism din Moldova, banii care are însăși clubul vostru. Cât este costisitor este după fiecare etapă, când trebuie să vă reparați probabil mașinile și să le pregătiți pentru următoarea rundă? Aici intervin acei piloți care poate se retragă din cauza că au de făcut prea multe cheltuieli asupra mașinilor? O ce trebuie că să răspundă piloții, că sunt mai des în da, între etape depinde mult de cât de agresiv ai fost la etapă. Dacă ai fost foarte agresiv și ai defectat mașina ta... M-am văzut, au sărit roțile. Da, eu m-am lăsat fără defect, adică cheltuielile mele au fost doar un pneu spart și atât. Adică pentru etapa următoare, băieții preconizează multă apă pentru mine, în schimb eu pneurile și asta iar cheltuială, doar atât. În rest, în mașină e ok. Eu am preferat să merg mai încetșor, mai atent. Deja sponsor nu am, singur repar mașina și mie nu mi-e interesant la fiecare etapă să o stric. Dacă este să vorbim însă și nu de mașinile stricate, dar de investiții, precum este combustibil. Spuneați că se arde foarte mult combustibil numai la turele de recunoaștere a circuitului, de antrenamente și aici toți acești bani care sunt investiți în combustibil. Am avut și această criză săptămâna trecută cu cursul valutar, cu prețurile scumpe, cu combustibilul tot mai scump. Cum v-ați descurcat cu această fază? În caz să înțelegeți, un posesor la care are așa un automobil, el oricum circulă cu el și cred că are un lucru cuvenit sau are ceva legat, anume că cu alt automobil nu se poate deplasa. Da, pentru o etapă cel puțin combustibil, pentru o etapă cel puțin 100 de euro merge doar pe combustibil. Este, cuiva ajunge 100 de euro chiar și pentru ziua de campionat și pentru ziua de antrenament. Dar sunt mașini care consumă și peste 25 de litri de motorină, de combustibil la 100 de kilometri. Aici nu faci așa kilometraj, 100 de kilometri. Dar oricum îți ajunge să faci traseul ăsta de un kilometru cu,
cu rotații maxime a motorului și ai un consum enorm. Asta e. Vă spun, undeva o cheltuială, cred că de începând de la 50 de euro până la 100 de euro. Doar pe combustibil. Ne socotind taxele de start, ne socotind gătirile mașinii care le avem înainte de fiecare cursă. Oricum, la fiecare cursă tind spre ceva mai bun. Îi mai adaug ceva, îi mai, cum spune, să înfli turbina, îi să înfli turbina, nu? Da. O mai rotiești acolo turbina ca să dai căluți mai mulți. Care ar fi un buget aproximativ pentru un pilot? Depinde de dotarea mașinii, iarăși. Cât de bine e pregătită mașina. Eu vă spun, același Vadim, luând mașina de la un prieten și investind minimal, având experiență din autocross, a luat și a luat. Minim, foarte minim. Doar combustibil. Doar 300 de lei pe combustibil și mi-a fost destul. Adică fără antrenamente, fără nimic. Nici 100 de euro nu a trebuit. Nici 100 de euro. 100 de euro. 300 de lei. El nu știe ce-l aștept. Nu, eu știu ce mă așteaptă, eu mă cunosc bine cu autosport, eu știu ce înseamnă asta, eu știu care sunt cheltuielile la autocross la mine și de aia și tac nu spune. Aici a fost minimul, acum așa, a fost o încercare pentru mine. Am vrut să văd ce înseamnă Jeep Trail Cross și mai mult am vrut să ies din casă. Gata, nu mai pot, că vine timpul când trebuie de mers, trebuie adrenalină în organism, dar așa. Ce trebuie să mai aibă piloții pentru a urca în mașină dincolo de ceea ce am vorbit în prima parte a emisiunii? Trebuie să aibă halate, șalopete, mănuși, înghete speciale, căști, au și aici o obligațiune din partea organizatorilor? Da, de obicei pilotul trebuie să deție o cască, de exemplu ca aceasta care o avem acum, trebuie să deție un costum, un omologat, care este să fie din material antiincendiar, care să nu se aprind, cel puțin la un timp oarecare, să aibă niște mănuși cu adeziv pe partea interioară, să aibă un încălțăminte de comodă, să aibă, iarăși, dacă ne gândim de pilot, să aibă extensor în salon și mai mult de dotarea mașinii, care anume să asigure securitatea pilotului. Acestea sunt lucruri care mai tare este nevoie de a participa în și demonstrarea sănătății, să fie cuvenit la... Să fie apt de a conduce. Sunt instructori în Republica Moldova, nu știu, din partea federației sau seminarii internaționale care să asiste, să instruiască piloții noștri în astfel de competiții? La noi, anume, în disciplina noastră, instructorii sunt piloții care practic de mai mult timp. Avem, de exemplu, președintele onoare, Vasile Rotăr, care la orice ieșire, chiar nu ținând să fie campionat, să fie doar o ieșire prin Codrii Moldovei, ne dă câte un sfat, ne îndrumă, având mai multă experiență, fiind tot proprietar la un autoservice, ne spune cum și ce să facem. Instructori la Jeep Trail Cross, la moment nu avem licențiați, doar sunt piloții care au practică. Dar nici în transport, cate de motoare nu este un instructor licențiat, doar de dacă va fi finisat proiectul de la Orhei care vor să facă un traseu de Formula 3, un complex, Formula 3, Jeep Trail, Rally Cross și karting. Dacă va fi finisat acest proiect, atunci cred că acolo pe loc va fi o școală de piloți. Informație exclusivă. Da. A început acest proiect? Da, proiectul meu l-am văzut doar... deja când a fost adunarea la federație. Este un om din Orhei care tare tinde și se zbate pentru acest proiect. Eu nu țin minte cu numele familiei. Vlad Șevcencu este consilier din raionul Orhei. Da. Este un pilot care 20 de ani a participat în karting și este tare devotat și caută surse de finanțare. De-am primit o parte din grant. La prima tranșă pentru proiect. A primit de la autoritățile locale, a primit lotul cuvenit pentru... Și de-am să cred că de la... Începând cu... Proiectul pe hârtie este deja. Adică da. Un început careva este. Lotul de pământ este, proiectul este. Dacă totul va fi bine, cred că de curs de 2 ani
Și este proiectat, nu, de anuști, este proiectat în special, pare mi se, la Moscova. Da, un arhitect rus care a proiectat ultimele 8 traseuri de formula, chiar și 1 și 2 și 3. Da. Și ca tare domnul Șefcenco, dumnealui care, persoana care se ocupă mai, ne-a promis că la etapa din toamnă la Gibraltar Cross, pare mi se va fi în septembrie, ori în luna octombrie, vom avea un traseu specializat anume pentru Jeep Trail Cross. A fost preconizat deodată construcția traseului la karting, dar traseul la Jeep Trail Cross necesită cele mai minimale investiții. Acolo nu avem nevoie de asfalt, nu avem nevoie de glot, de gropi, de apă și cât mai mult extrem. Asta e. Așadar vom avea parte și de o academie, da, de piloți, o școală de piloți, dincolo de mai multe... Probabil, în Chișinău să mai sunt careva școli de extremale nevăvăjdenie, fel de... Dar nu știu la ce nivel. Băieții, e practic, mă tinc extremal, mă tinc pe slalom, da? Nu, e pe extremal, da. Fapt, dar nu e ceva licențiat, adică e ceva pentru iubitori de... Învață a merge mai bine, adică e un fel de a merge mai bine, de a te descurca pe în oraș la noi, așa, da. Ce alte competiții naționale pregătește Federația de Automobilism în acest sezon și dacă veți lua și voi parte la astfel de competiții? Federația pregătește, înseamnă că avem 4 discipline. Este autocross, avem Jeep Trail Cross, avem karting și avem autoslalom. Se preconizează în Federație de a reanima drag racing-ul, dar este cam, nu știu... Cred că îl va reanima până la urmă, deoarece președintele Federației Igor Vrabi este pilot care ocupă locurile 1 în Europa la acest capitol. Eu cred că până la sfârșitul anului, cred că a să avem chiar aceleași 5 discipline, dar de a fi în fiecare an. Să mai adăugăm câte una și să... Eu cred că sportul a să dezvolte, a să evolueze înspre bine. Veți lua parte la asta celelalte 4 discipline? Mai ales tu, Vadim, că ești involucrat în una. În autocross neapărat, adică Jeep Trail Cross, dacă totul va fi bine, adică și mă descurc eu singur, particip și în Jeep Trail. În autoslalom este partenerul meu de echipă, el merge și în autocross și în slalom, adică în karting nu avem pe nimeni la noi în club. Da, mai vedem mai încolo. Adică autocross și GPR-ul precis. Adică mai pe urmă. Catare azi având niște discuții cu niște filozi de la mine din club. Am auzit așa niște propuneri, deoarece Vasiuc Vadin s-a băgat în GPR-ul cross. A dus concurență nouă. Băieții s-au gândit până la autocross să fac și ei pasul acesta și să-și procure câte o mașină și maximal să o gătească pentru autocross. Ca să iei revanșa cumva, și eu cred că asta le dorim un succes. Asta este nu pur și simplu doar niște piloți, este domnul Postu, care e campion la Jeep Trail Cross și el dumnealui tare tinde spre, este un sportiv foarte bun. Și este domnul Ghenadi Băcălâm, care tot la această etapă, tot cu o mașină capacitate mai mică, s-a cerut într-o clasă mai mare, unde poate să trebuie să concureze cu mașini cu motoare mai mari, care sunt mai puternici. Vadim, ai stârnit adversarii. Eu știu, doar cu foarte mare plăcere primim un autocross. Eu cred că dacă încearcă să participe în autocross, primesc o porție de adrenalină, care este într-un fel, nu pot să spun mai mare sau mai mică de Jeep Trail, dar este altfel, adică sunt două structuri diferite, adică sunt motoare, sunt mașini, dar sunt înclinații diferite. Adică. Eu citesc gândul lui Vadim, carne, ceva nou, deoarece când vine cineva nou în sport, este o bucurie, că ai cineva se refuză din partea financiară, cineva se refuză din partea că poate ani, poate starea familială și când vezi pe lui noi, puteri noi este ceva... nespus de... Da, interesant. Foarte interesant. Mihai, vei lua parte la alte competiții sau te axezi doar pe aceste 5 etape care au rămas din Jeep Trail? Anul acesta cred că da.
pe aceste 5 etape, deoarece nu sunt încă disponibil de altă mașină. Să particip doar și Jeep Trail Cross mie îmi place mai mult, cred așa. Sunt pasionat de acest. Spuneați ceva chiar și de un circuit în Moldova de Formula 3. Este același din proiectul de la Urhei sau este un proiect separat? Este pe proiectul ăla de la Urhei. Sunt 5 structuri sau 6, chiar dacă nu mă greșesc. Este Jeep Trail, Autocross, ori Rally Cross va fi dacă Formula 3, Karting și Drag Racing. Toate aceste 5 sau 6 vor să le fac în complexul de la Urhei. Adică este... Deja vă spun, proiectul este, adică totul pe hârtie este deja. Ca tare, autoritățile publice locale, după informația care dețin eu, are mai rezervat loc pentru a mai uni, dacă va fi necesar, acest loc, traseul acesta va fi situat între, primește traseul care național, care înconjoară Orheiul și între centrul Orheiului. Este un loc unde trece râul... Răutul trece, da. Vor fi două poduri și va fi, vă spun, el va evalua dacă se va găsi finanțarea cuvenită. O ultimă întrebare, fiindcă suntem deja pe finalul acestei ediții. Vom avea un pilot sau mai mulți din Republica Moldova peste câțiva participanți în raliul Dakar sau în raliul Orcar? Noi tindem spre asta. Este așa visul vostru? Cred că un Dakar, nu știu, dar deja anul acesta pot să vă spun că în autocross avem un pilot, Los Sergei, care va participa în campionatul Europei pe buggy până la 1600 cm3. Adică deja un pilot de-a nostru a plecat la Europa și este în pregătire acum. Pe data de 9 mai are prima etapă lângă Berlin, adică 10 km aproximativ, nu știu precis, orășel. Și cred că mai trecând ani, tindem și noi spre Europa sau spre Dakar. Luăm și noi câte un camaz și mergem. Eu, având tangență în clubul meu ca administrator, noi tot tindem spre Europa, spre Federația de Automobilism. Dacă va fi posibil statul să finanțeze intrarea Federația de Automobilism a Republicii Moldova în Federația Internațională. Pur și simplu, acolo este vorba de o cotizație anuală de 5.000 de euro, ceea ce reprezintă actualmente finanțarea totală pe an pe întreaga federație. Dacă se vor găsi aceste surse, eu cred că noi în timp mai repede vom intra în campionatele date. Cred că dacă intrăm în FIA să intrăm, cred că s-o găsesc și sponsori. Că deoarece în Moldova începe a se reanima producția, același comerț, aceleași multe persoane, mulți Vladimir în țară, care să contribuie la asta, dacă va fi nevoie. Am ajuns așadar pe finalul ediției de astăzi. Vă dorim mult succes la organizarea următoarelor etape, atât în Jeep Trial și vouă, piloților, să aveți succes în competițiile pe care le veți alege de acum înainte și să tindem că vom avea așadar, pe lângă acest pilot care deja l-aveam în competițiile europene, să ajungem să ne mulțumim cu rezultate frumoase din Dakar și, de ce nu, cândva în Formula 1. Da, mersi. Așadar, pune punct aici ediției de astăzi. Am vorbit despre motor cross, despre automobilism, în special despre Jeep Trial Cross, care și-a desfășurat prima ediție la Făgureni. Urmează alte 5, așadar rămâneți alături de Moldova Sport, care a fost partener media al acestui turneu, acestui proiect, la prima sa etapă. Deocamdată, punem punct aici ediției. La revedere!